În luna femeii acum aveți și voi, bărbații, o zi la voastră. Astăzi, 9 martie. Știi de ce primesc sfânt? Mi-am adus aminte. Știi de ce primesc femeile cadou în luna martie? De ce? Pentru că în luna februarie vorbești cel mai puțin, care are cele mai puține zile. Aha. Înțelegi? De recompensă, de, dacă ține ciocul mai mic așa, ar fi martie în fiecare, la fiecare 2 luni. O lună da, o lună nu. Nu? Ce gătim azi? Aveți o fițuică aici? Am o fițuică. L-am prins. Eu așa am trecut prin școală. Cu alea mici se numeau, prietenul meu Radu Ionescu e specialist, avea călăreți. Adică făcea niște fițuici ca solurile așa și legate cu elastic. Mamă. Le desfăcea, știa clar unde e, asta e pe la jumate, dar erau scrise atât de mărunt că el de fapt le scotea foarte rar. Și de obicei le pasa la alții, pentru că scriindu-le mărunt te apuci și înveți. Așadar, astăzi facem? Astăzi facem calamar. Calamar umplut cu brânză feta. Măsură mai mare n-am găsit, un soi de 47 la pantofi la bărbați. Ăștia sunt cei mai buni. Bună mâncare pentru bărbat de ziua femeii, care a fost ieri, la mulți ani. Îmi da voie să te pup, am aflat că e căsătorită. Toată luna este ziua noastră. Da, mă, toată luna. Să trecem totuși la treabă. Pentru rețeta de azi avem câteva ingrediente de bază. Brânză feta, roșii, ardei gras, ceapă și usturoi. Condimentele se adaugă după preferințele fiecăruia, căci gustul principal este dat de unicul ingredient, marca Chef Bebe. Fără anșoa? Fără așa, asta sunt socrestul, îți mulțumesc că mi-ai adus aminte. Deci am vezi meserie. Păi nu se poate, rețetă fără anșoa la Nea Bebe. Da. Nu există așa ceva, rețetă fără anșoa. Hai, ha. Bun, calamarul. Calamarul trebuie curățat. Îți fac un mărțișor de ziua bărbatului? Nu, nu, mulțumesc. Da? Gătit. Așa. Acum ne apucăm să facem sosul. Punem ghimbirul ca să aromatizeze. Am scos ghimbirul de acolo, punem ceapa tocată frumos de tot, ăștia striviți căței de usturoi, roșii, sare, piper, boia, da? Muștar. Muștar și ardei capia. Pregătim acum cel de-al doilea sos. Simplu, 2 linguri de zeamă de lămâie, muștar boabe, pătrunjel, boia și ulei de măsline. Spuneți-mi care a fost cea mai ciudată mâncare pe care ați mâncat-o vreodată. Cea mai ciudată mâncare urmează, pentru că am văzut la Măruță. Vreau brânza aia cu viermi. Invitați-mă la restaurant, plătesc, stați liniștiți, nu vin de amoca. Aveți curaj să mâncați așa ceva? Nu că am curaj, am curaj pentru tot soiul de nebunii de astea. Ce am mâncat? Am mâncat șarpe. Da. Bun? Foarte bun. Cred că e cum e calamarul ăsta. Deci, am făcut sosul, da? Acum, ce facem? Pregătim grătarul, umplem calamarii, îi sigilăm cu în capătul calamarului, ca un zâmbet așa, îi pui o roșie și pe urmă îi pui o scobitoare, ca să oprească să nu se scurgă imediat tot ce este înăuntru, da? Deși e greu de crezut că la 2 ani Chef Bebe primea fructe de mare la cină, uite că rețeta calamarului umplut îl face pe șeful sub acoperire nostalgic și îl întoarce în copilărie. Stăteam în Mircea Vodă, 28, și trecea tramvaiul prin fața casei. Un tramvai de la vechi, frumos de tot și cu... Când trecea prin fața casei, că era intersecție, făcea clang, 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 clang. Și când auzeam, era un soi de fascinație. Eram pe o liță, m-am deplasat cu o liță frumos, exact pe linia tramvaiului din fața casei noastre. Trecea pe la 3-4 metri de casa noastră. Și auzi mama săracă, care muncea până noaptea târziu cu croitoria, un soi de scandal, râsete la 5 dimineața, a zis că trece vreo nuntă, ceva. Nu era nicio nuntă, era Bebe cu ala de noapte pe linia tramvaiului, Fatma nu oprise tramvaiul și toată lumea râdea. Deci am trimis lumea la servici de nu știu câte ori, că de-aia ne-am și mutat de acolo, că ăsta era obicei meu, auzeam tramvaiul, nu luam ala de noapte și mă duceam pe linia de tramvai. Glumesc, nu? Nu glumesc. Deloc, Călărași, 28. Înțelegi? Păi și? Și uite că nu m-a călcat tramvaiul până la urmă, dar mama ne-a mutat de acolo. Pasul următor. Gata umpluți, calamarii se ung cu ulei de măsline și merg direct la rumenit, pe grătar. Dar ce preferați? Mâncărurile astea exotice așa sau mai mult cele tradiționale pe care le facem noi? N-am o arăt mare, așa n-am pasiune pentru mâncare deosebită. Nu? Am pasiune pentru ineditul gusturilor, înțeles, să le schimb mereu, să... Îmi place să descoper, ca în viață. Care e mâncarea preferată? Sincer, icre de crap cu ceapă. Uite, arată bine, nu? Foarte bine. Da. 2-3 minute pe fiecare parte. Hai să vedem ce ieșim. Bine rumenit și cu un plating pe măsură, calamarul arată de-ți lasă gura apă. Și acum puneți și sosul. Ca și la femeie, și la mâncare, contează cum arată. Eu cred că mare parte din gust e acolo. Deci contează. Da, contează, pentru că starea ta este mult mai bună când mănânci o mâncare frumoasă. Cam așa arată prezentarea noastră. Salut, Măruță! Să trăiești, bărbate!